Bună dimineața, neața, ce faceți? V-ați băut cafeaua? Eu cam încerc să mă las. Așa că astăzi eu am în meniu niște lapte cu turmeric. Să știți că e bun. Am emoții. Am să mă bâlbâi. Și pentru că m-am bâlbâit ieri, planul inițial era să fac un singur live mai lung, în care să vă explic, să vă povestesc, să fie totul clar. Nu a ieșit. Și pentru că m-am bâlbâit, m-am autoprovocat ca să fac câte un live în fiecare zi de Bogo. Așa că, iată-mă! Mai țineți minte ce v-am povestit eu ieri? V-am spus că de obicei la Bogo, produsele care sunt la promoție sunt uleiuri esențiale. Doar că în unele zile mai avem și surprize. În unele zile pot apărea și alte produse în afară de uleiuri esențiale. Astăzi este exact o astfel de zi, surpriză, în care la promoție nu sunt uleiuri esențiale, ci produse cu uleiuri esențiale. Și e vorba de două tuburi de bitlețuri. Și o să vă explic exact ce și cum este cu ele. Vedeta zilei este Onguardul. Onguardul este blendul protector de la Duoterra, după cum îi zice și numele, Onguard, în gardă. Este un blend care mie îmi place în mod special pentru că miroase a Crăciun. Și la mine în casă miroase a Crăciun tot anul, dacă vreau. Așa. Care e treaba cu blendul Onguard? Pentru că e un blend protector, cu proprietăți în susținerea sistemului imunitar. Cei de la Duoterra au folosit acest amestec și au creat o gamă mult mai mare de produse pornind de la acest amestec de uleiuri. Așa că în gama Onguard veți găsi uleiul Onguard, bidlețurile, despre care vorbim mai mult acuși, soft gels-uri, pastă de dinți, drops-uri, săpun de mâini și încă două produse pe care eu încă nu le am. E vorba de detergentul de rufe și de soluția de curățat multifuncțională. De ce au vrut ei să folosească acest blend în mod special pentru o gamă atât de mare de produse? Păi hai să vedem ce conține el. În Onguard găsim portocala sălbatică, scorțișoara, cuișoarele, rozmarinul și eucalipt. Ce au ele în comun? Păi majoritatea sunt, și acum pregătiți-vă pentru o listă lungă de antibacteriene, antifungice, antivirale, antiseptice. Adică este un blend care curăță, dezinfectează, împrospătează, energizează. Pentru că dacă ținem cont că rozmarinul și portocala au și proprietatea de a reduce oboseala mentală. Vedeți? Reduce oboseala mentală și de a energiza și de a promova o stare de bine. Bună, Angie! Bună, Irina! Cine este supărat atunci când desface o portocală? Poți rămâi supărat atunci când simți mirosul cojii de portocală? Nu prea cred. Bun. Asta e treaba cu Onguardul în general. Astăzi la promoție, dacă achiziționați un tub de Onguard Beadlets, veți primi un alt tub de Beadlets, dar de peppermint. Ce sunt aceste Beadlets-uri? Sunt niște mărgeluțe mici. O să încerc să vă arăt una, sper să reușesc. Sunt niște pastiluțe foarte mici, foarte moi, care conțin un sfert de picătură din uleiul Onguard. Îmi tremură mâna.
Vedeți că e un tub mic, dar tubul ăsta mic conține 125 de astfel de pastiluțe mici. Mie mi se pare ideale de avut în rucsac, în ghiozdan, de avut la îndemână, rapid, oriunde, oricând, oricum. Sunt și foarte ușor de folosit. Ele, în mod normal, se iau intern. Dar mai am și câteva alte moduri de întrebuințare pentru ele. La ce ajută? Păi, în primul rând, sprijină sistemul imunitar. Asta este rolul blendului On Guard per se. Asta fac toate produsele din gama On Guard într-un fel sau altul. Sprijină funcția naturală a organismului. Apoi, sprijină sănătatea orală și promovează o respirație frumos mirositoare. Nu știu voi dacă mestecați gumă, eu am renunțat la gumă acum mulți ani, așa că pentru mine bidlețurile astea sunt o variantă foarte bună de a înlocui guma de mestecat. Pur și simplu nu mai pot să mestec guma de mestecat. Nu numai din cauza gustului, ci numai ideea de a mesteca gumă, nu. Îmi displace. Poate fi un ajutor în durerile gingivale, pentru că conține cuișoare. Câți dintre voi nu ați încercat la durere de măsele să mestecați 1-2 cuișoare? Așa că a avut efect? Ei, și acestea s-ar putea să vă ajute în astfel de cazuri. Și nu în ultimul rând, energizează, pentru că portocală, scorțișoară, cuișoare, eucalipt și rozmarin. Și acum să vă zic și câte ceva despre bidlețurile peppermint. Eu încă nu le am, așa că voi profita și eu din plin de oferta de astăzi și mi le voi cumpăra. De fapt, nu mi le cumpăr. Practic, o să cumpăr doar On Guard-ul și primesc peppermint-ul gratis. Care e treaba cu peppermint-ul? La fel, sunt bidlets, sunt 125 de bucăți, într-o capsulă... E un sfert de picătură de ulei de peppermint. Este mentă piperată. La gust e ușor diferită de menta din guma de mestecat. E ușor mai pișcăreață. De asta e și zice peppermint, mentă piperată. Spearmintul, care se găsește de obicei în guma de mestecat, e o mentă mai dulce. Ce face peppermintul? Păi, susține funcția respiratorie. E știut că menta ajută în tot ce înseamnă sistem respirator, într-un fel sau altul. Și pe peppermintul asigură o respirație proaspătă. Poate fi folosit pentru indigestie, greață, balonare sau chiar în rău de mașină, s-ar putea să ajute. Poate ajuta chiar și la migrene, dureri de cap. Și aici o să am un pont legat de dureri de cap. Și menta, ca și portocala, scorțișoara, energizează și dă o stare de bine. Cum se iau astea? De obicei se iau una, două după masă, de câte ori este nevoie într-o zi. Am căutat să găsesc un număr maxim de ingerat pe zi. Sincer, nu am găsit. Dacă voi știți cumva, puteți să-mi lăsați în comentarii, așa mai facem share de informații unii de la alții. Cum le folosesc eu? Eu de obicei iau câte un bitlet de On Guard, simt ca o mâncărime așa în gât, cum simt un mic disconfort în gât, iau un bitlet de On Guard și îmi trece imediat. Le luați și le puteți sparge în dinți. Sau puteți să așteptați să se topească acea membrană moale și veți simți gustul. Aia e un gust destul de puternic, se simte foarte puternic gustul acela de scorțișoare și sunt un pic pișcărețe. S-ar putea să dureze un pic până vă obișnuiți cu ele ca și gust, dar își fac foarte bine treaba, să știți. Și acum, cum am spus, am niște ponturi. Cum am spus, ele în mod normal se iau intern. Dar le puteți folosi și topic. Puteți să luați 1-2 capsule din acestea mici în palmă și le puteți sparge. Și, de exemplu, uite, peppermintul pentru migrene, da? Spargi 1-2 capsule de peppermint în palme și îți faci un masaj la frunte,
după ceafă. Puteți folosi pentru diluție un ulei vegetal, mai ales în prima fază, dacă nu sunteți obișnuiți cu ele, mai bine le diluați pentru început, pentru că peppermintul s-ar putea să piște. Iar unguardul, de exemplu, aș putea să-l folosesc rapid ca dezinfectat de mâini. La fel, iau una, două capsule, le sparg în mâini, frec mâinile bine și tada! Sau în lipsa uleiului pentru ajutor imunitar, la fel, aș sparge una, două capsule în palme și mi-aș masa tălpile. Sau gâtul, pentru dureri de gât, aș putea face un masaj și pe exterior. Deci variantele de utilizare sunt diverse și dacă nu vreți să le folosiți intern, le puteți folosi și topic. Bun, toate bune și frumoase! Cât costă? Bilețurile costă 15 euro preț de consultant sau 20 de euro pentru cei care încă nu aveți cont Duotera. Dacă vreți să vă faceți cont, vă puteți face cont și cu BOGO-ul de astăzi, fie achitând și taxa de înrolare de 20 de euro, cred că 20 de euro este fără TVA, cred că nu vorbesc prostii, plus cei 15 euro pentru pachetul de astăzi, dar dacă aveți deja în minte un kit și ați așteptat perioada BOGO ca să vă înscrieți, atunci puteți să luați kitul pe care vi-l doriți, în care aveți nevoie și adăugați și BOGO-ul de astăzi. Puteți achiziționa maxim 5. Eu mă gândesc să-mi iau 2. Măcar. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a fost de ajutor informațiile. Vă aștept cu întrebări în comentarii. Și sper că astăzi m-a descurcat ceva mai bine. Hai că ușor, ușor, mai ușor cu tremuratul și mai coerent cu vorbitul. Și vă doresc în continuare o zi frumoasă. Nu știu cum e în alte orașe, în Brașov a fost foarte ceață, până fix înainte de a intra live cu voi. Chiar înainte să mă pregătesc să intru live cu voi, a ieșit soarele. Nu vă arăt să...